fost piesa asta. Bună seara, doamnelor, domnilor, bună seara, dragi jurați. Bună seara, Ilinca Mandici, zisă și Șupet. Topisică că zici... până acoperiș fierbinte ai cărat, da. Așa da. Ai fost. Get on a hot tin roof. A, ce mi-a frumos! Plăcut. Mulțumesc tare mult și mie îmi place de voi, vă ador, știți deja asta. Avem o săptămână nouă în cadrul competiției Bravo Ai Stil, avem tabelul steluțelor resetat începând de astăzi și avem, cine știe, poate surprize. Pentru voi, pentru voi și pentru ele. Și când spun ele, evident că mă refer la concurentele acestui sezon. Sunt cu energia sus, sunt cu ținute bune la purtător, drept urmare, avem toate ingredientele pentru o seară perfectă. Intră concurentele! Vedeți că v-am lăudat. Încă de la început am zis de voi că sunteți frumoase, că aveți energie. Iris, îmi place energia ta. Mulțumesc, Linga. Și așa aș vrea să vă văd pe toate. Dar bine, fiecare o are pe ei și asta e important. Exteriorizați-vă mai mult ca să vă vedem toate fațetele personalității. Intrăm în cea de-a șaptea săptămână astăzi de competiție. Clasamentul steluțelor se resetează, Doamne. Așa că aveți... Doamne ajută, Carina! Da. Aveți toate șansele să performați și să adunați cât mai multe stele. Multă baftă vă doresc pentru astăzi! Începem Mii. Seria, deschidem seria defilărilor cu nimeni alta decât cea care a marcat vineri seară prima ediție concept în cadrul competiției noastre, Maria. A fost o ediție concept reușită pentru ea, momentul artistic unul cum nu s-a mai văzut până acum în cadrul competiției, drept urmare... Așteptăm să vedem ce urmează în această săptămână. Te invit, Maria! Elinca. Bine te-am regăsit, draga mea, Maria. Mi se pare că ești o altă Maria astăzi și mă bucur să te văd în fiecare zi altfel. Mă bucur și eu. Unde mergi astăzi? Am fost la florărie, mi-am luat niște flori în ton cu gala, cu ediția concept pe care am avut-o vineri. N-ai uitat-o? Nu cred că o să o iei niciodată. Okay. Și nu am niciun plan, mă duc să mă relaxez, să mă plimb și să mă simt bine. Să-ți la umbra unui cactus. La mama pământ. Cum? La umbra unui cactus, exact. Ilinca. Da. Bătrân. Bătrân. Sau tânăr. Înțelept. Înțelept, corect. Bun, vino aici, Maria, să vorbim cu fetele despre ținuta ta. Iana. Bună. Bună. Mai sincer, eu nu prea mă dau un vânt după ploverul acela al tău. În schimb, îmi place că l-ai accesorizat și parcă arată cu totul diferit. Îmi place și zona capului și cred că aș fi schimbat geanta la tine.
aș fi pus ori una puțin mai mare, ori puțin mai mică. Nu prea îmi dau seama cum. Da, mai mare, mă duc să mă plimb, nu știu ce aș putea face cu ceva mai mare. Și mai mică, la fel, nu știu ce aș putea. Mi s-a părut, cum ți-am zis, indicată pentru acest gen de ținută. Andreea. Îmi place ideea lucrului tău, doar că nu-mi plac neapărat piesele, cel puțin ploverul nu-mi place și nici geanta nu-mi place, îmi plac pantofii pe care i-ai ales și fusta, că e transparentă. Ascultăm și prima jurizare din această săptămână. Maria, te invit în fața juraților. Bună seara, Maria! Bună seara! E un look excepțional. Mai am anumite elemente care îmi plac la colegele tale, dar în ceea ce te privește, din cap până în picioare desăvârșit, acest flat iron curls funcționează în special pe segmentul ăsta de generație Z, pe young people, pentru că e aducerea în modern a unui look atât de, să spunem, prăfuit din foarte multe puncte de vedere, încât adus așa cum îl prezinți tu, îl faci să strălucească, îi redai acea glorie de care are nevoie. Pentru mine e de departe, cred că ești singura care a primit de două ori în două săptămâni. Bravo pentru partea asta de beauty pe care o aplaud. Bravo. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Colegele tale trebuie să fie atente la o chestiune care, din punctul meu de vedere, este foarte importantă. Aici nu ne referim doar la o ținută sau la un styling. Ne referim și la o concurentă, respectiv tu, foarte atentă la detalii. Dacă am fotografia acest look și l-am plasat pe un site de street style care se referă la crowd-ul ce populează, nu știu, un fashion week oriunde vrei tu, și restul lucrurilor, am înțelege exact ceea ce vreau să spun. Look-ul și styling-ul pe care îl propui tu în această seară este strivitor. Să știi că ești una dintre puținele concurente și nu vorbesc doar de sezonul acesta, vorbesc per total, suntem în sezonul 8, ale cărei apariții le aștept. Voiam doar să te întreb dacă nu te-ai plictisit așa repede să fii previzibilă. Să fii doar cu ținute foarte bune. Am ceva pregătit de greșit, care nu sunt foarte, pe care putem să mâncăm de care nu sunt foarte sigură. A, de care nu ești foarte sigură. Aceasta, da. Deci e nu trebuia să zici. Trebuia să ne lași să ne bucurăm. Ia uite-o, bă, băiatule, în sfârșit a venit pe strada noastră. Ai greșit, să te felim, să fii mulțumit, să ceva. Sper să nu fie cazul, de ce să mint? Dar nu cred să fie cazul, pentru că tu mai ai încă un atu foarte important. Știi foarte bine să le scoți din atitudine. Om 3 și om vedea, bravo, ai stil. Mulțumesc. Jos pălăria, spun sincer. Bravo, Maria. Mulțumesc. Șapoba, Maria. Exact. Ce bine, am început săptămâna. Felicitări, Maria. Mulțumesc. Vorbește și cu telespectatorii, te rog. Bună. Ei bine, am început săptămâna foarte bine. Sper să o ținem tot așa, să-mi țineți pumnii de acasă și să mă votați la indicativ 12 la 1220. Vă mulțumesc. Eu încerc să nu sar de fericire, că vorbeam cu prietenul meu și zicea, vezi tu să nu sar, să nu faci de-astea. Și zic, nu sar, dar în interiorul meu, da, sar de fericire și mă super mega bucur, pentru că absolut primesc validarea de care am nevoie, pe care n-am primit-o probabil, pentru că în rest nu pot să zic că fac ținute de-astea pe stradă. Maria a fost aleasă pe sprânceană, pe geană, pe fiecare fir din sprânceană aici, despre ce vorbim. No, Maria a venit să facă valuri. Și le face foarte frumos. E Venus din valurile mării, ea doar stă și valurile se fac. Următoarea concurentă nu cred că are motive de îngrijorare, ba dimpotrivă, foarte multe motive de bucurie. Sper doar să nu se culce pe ureche, ci dimpotrivă rezultatele bune, și aici mă refer la voturile din partea telespectatorilor, să o ambiționeze și mai tare, să o motiveze și mai tare. Andreea, abia aștept să te văd și astăzi.
addicted to you. Don't you know that you're toxic? Nu, nu, nu e vorba asta despre. Asta e cântat lui Andreea? Da. She's toxic. Da, dependență. Why? Ah. DJ-ul. Nu de... Bata asta, e de dependență. E de bine. Eu, e de bine. Da, e de bine asta, Andreea. E de foarte bună, bine. Bună seara, draga bună mea. Bună seara, bine Ilinca. Bine te-am regăsit. Ești foarte bine strălucitoare astăzi. Da, e din interior. Superb. Da. Bucuria se reflectă. Da, se reflectă. Am înțeles. Unde mergi? Astăzi, Ilinca, am fost invitată la o petrecere pe un rooftop, un DJ mixează și am fost invitată și eu și merg să-l ascult, să mă distrez. Și să mă bucur de rezultatele mele. Bravo, cu cine petreci? Ia o pauză. Cu prietenii mei. Cu prietenii tăi. Da. Sunt mulți. Sunt potriviți și buni. Potriviți da. Și buni. Mm-hmm. Bun răspuns. Spune-mi un lucru, Andreea. Se repetă iris atunci când vine vorba despre styling-uri? Te referi la ce am zis eu în gală? Exact. De ce ai ales să o votez pe ei? După cum am zis și în ediție, mie chestia asta cu overall-ul mi se pare o chestie pe care Iris a tot repetat-o, Și nici săptămâna care a trecut nu mi s-a părut chiar cea mai bună săptămâna lui Iris și atunci am decis să o nominalizez pe ea. Ce părere ai de asta? Este repetat. E de acord? Da. Eu la gala am avut cea mai bună, ținută din platoul ăsta, m-am decis. Și s-a văzut cu ochiul liber. Și originală și venită tot de la zero de mine. Gala asta? Da. Mie nu mi se pune, că îmi pare rău. Bine, acele de... nu așteptam să dai dreptate, nu așteptam că vreau să dai dreptate. Am zis? Ok, din perspectiva ta, așa cum toate ne considerăm ținuta noastră cea mai bună, dar nu, detaliile... Nu, eu pot să fiu obiectivă, când vine vorba de mine, eu chiar pot să fiu obiectivă. Și pot să zic când nu mi se pare că am o ținută bună sau când am dat-o în bară. Dar ți-e de plăcut execuția la overall? Deci s-au cutuși. Și vedea, avea un transparent. Eu nu am zis că nu mi-a plăcut ținuta ta. Ai zis că ți-a plăcut ținuta ta? Nu am zis că... Acum nu am zis că nu mi-a plăcut ținuta ta. Măi, pe mine m-a deranjat cel mai mult faptul ăsta că ai repetat de foarte multe ori și nu-i prima dată când mă deranjează, doar că acum am avut ocazia să spun. Dar ce am avut eu? Cele din latex, pe care le-ai avut de mai multe ori. Acolo era complet al styling. Păi asta am zis, de overall, nu de styling. Adică mi se pare că pui o piesă frumoasă și o scoți cu un overall, nu cu un styling. Bine, așa e. Și e ok să faci asta o dată, de două ori, dar pe mine m-a deranjat că ai făcut de mai multe ori și mi s-a părut un motiv. Da. Iris, tu la un moment dat ai spus așa, că dacă Andreea ar fi pe un pod cu Milena, ar arunca-o pe Milena peste bord ca să se salveze. Crezi că poate nominalizarea ta veni ca un răspuns la ce zici? Nu. Să-ți demonstreze. Nu, e o strategie. Andreea, în adâncul sufletului, dacă vrea să trecască sau nu, mă vede o concurentă puternică. Și dacă va avea ocazia, mă va vota când eu vreau. Nu? O vezi o concurentă puternică pe Iris, Andreea? Da, cu siguranță, dar nu am votat din cauza asta. Okay. Overall, overall, I don't care, overall. Nu-ți pasă? Nu. De opinia Andrei, când vine vorba de styling-urile pe care eu le fac. De ce? Asta cum mă repet, i-am zis să-mi dea exemple clare, se referea evident la overall-ul din gala Femme Fatale, la cel de vineri și a spus la un moment dat de cel de latex. Da, și cel de latex pe care l-am văzut de mai multe ori. Și știu că noi am mai avut discuția asta. Aș dori acum o poză cu toate trei. Tu ai spus că eu folosesc overall, iau o piesă spectaculoasă și folosesc un overall când nu vreau să fac un styling. Nu asta spectaculoase, că iei o piesă și cumva... Mă rog, nici măcar. Că iau o piesă și când nu vreau să fac un styling, pun un overall sub. Da, folosești mult overall-ul. Da, folosesc mult overall-ul, într-adevăr, pentru că mi se pare de multe ori că avantajează conformațiile corpului. Și când vreau să pun o piesă în evidență, dar nu fac asta din lipsă de imaginație sau din faptul că nu aș ști să fac styling. Eu nu am de unde să știu asta. Overall, eu spun I don't care. Ce ținută văd la tine. Mie, ca să-mi pese de opinia cuiva, trebuie să probabil să-l apreciez, să-l găsesc, nu știu... Relevant. Da. Dar spune-mi altceva, Iris. Care crezi tu că e motivul real și adevărat pentru care Andreea te-a nominalizat? Am spus asta. A fost o chestie strategică din punctul meu de vedere. Nu că ar fi contat oricum pentru că a fost singura
nominalizare către mine. Da, a spus că după săptămâna pe care am avut-o, așa a justificat ea. Păi eu mereu am spus că așa voi nominaliza. Ești o concurentă puternică. Și așa, așa a spălat și pielea, pentru că n-a fost nevoită să le nominalizeze pe Constanția sau pe Milena. Deci asta este doar o teoria mea. Nu, spun că este adevărul. Voi nominaliza în funcție de gală și de săptămâna care a trecut. Da, și într-adevăr eu aveam o ținută foarte slabă în gală. Nu, n-a fost o ținută slabă, însă a fost, a fost un jumătate overall din ținută, a fost ceva pe care l-am styling, am văzut. Și atunci, a fost obosită și am pus un overall. Pentru că, uite, și mie mi s-a spus de multe ori să diversific și am ținut cont de lucrul ăsta. Ai și atunci, normal pur că și eu când comentez ținutele voastre, țin cont de acest criteriu. Da. Ai nominalizat-o pe Iris pentru că este o concurentă puternică? Aceasta este strategia ta? Este o concurentă puternică, dar nu am nominalizat-o din cauza asta. Și ții cont sau vei ține cont în ceea ce privește nominalizarea pe care o vei face în fiecare ediție, concept de prietenia care există între Constanția, Milena și tine? Îți dai seama că eu nu vreau ca fetele să plece. Nici eu n-am vrut ca Alina să plece acasă, uite că și pleca și într-o gală am fost corectă și am nominalizat-o pentru că din punct de vedere a clasamentului asta indica că tu ai nominalizat-o pe Alina? Nu acum. Ah. Acum a ieșit. Într-o gală am nominalizat-o pentru că... Da, dar votul tău nu avea... În fine, dar eu nu... Greutate. Aș fi făcut oricum. În fine, da. Am dat un exemplu. Da. Când vine vorba de corectitudine. Că ne batem cu pumnul în piept că avem. Dar nu e corect, părerea Andreea? Mea. Cum adică... Păi, ba da. În teorie, în practică, mai greu. Ok, trebuie să accepti că în cazul ăsta a oglindit realitatea 100%. Trebuie să accept. Am să accept. Trebuie să accept multe, aparent, și nu prea mai pot să accept. Dar nu te-a afectat cu nimic, adică nu cred că a fost un vot decisiv. Dar te așteptai, Iris? Nu m-a surprins absolut deloc. De așteptat, nu m-a așteptat, că de obicei nu stau să mă gândesc înainte ce s-ar putea, dar nu. Hai să vedem cum arată ținuta pe care o propune Andreea pentru această ediție. Iris. Poți să te rog să tragi puțin sacou? Nu știu dacă ți-l prind sau nu. Nu ar un pic să văd cureaua. Aici, da. Da. Îmi place cureaua cu pantalonii foarte mult. Îmi place că ai pus bocanci în picioare. În schimb, am o problemă cu sacoul, care, deși la spate... Nu mă deranjează partea de sus. Mă deranjează tot tiulul ăla, toată trena. E o trenă, da. Deși îmi place ideea de trenă și de transparență care acoperă pantalonul, mi se pare o plasă de țânțari. De ce ai fi vrut să fie făcută? Păi probabil aș fi renunțat complet la ea sau aș fi vrut să fie poate dublată sau un material mai dens dacă tot e. Chiar dacă se putea păstra transparența, chiar dacă nu era doar o fâșie de... Da, ți-am zis, poți să văd bocanci un pic? Da. Da, îmi plac bocancii. Mulțumesc, Iris. Ascultăm ce au de spus jurații despre ținuta ta. Andreea, te rog. Mulțumesc. Bună, Andreea, draga mea, ascultați-mă cu atenție, vă rog frumos și valabil doar pentru tine, pentru toate celelalte. Odată cu intrarea Mariei în competiție, automat, având de-a face cu ținute atât de bune, aproape de nivelul perfecțiunii ca cele pe care le face Maria, trebuie să ridicăm standardele. Acum, aș vrea de la toate dintre voi, ți-a nimerit că este Andreea la jurizare, să fiți foarte atente la detalii, să fiți atente la aspectul total al ținutei, să fiți atente mult mai mult decât ați fost până acum, pentru că e puțin incorrect ca una să ia 3 stele, în același timp să ia și Maria 3 stele, pentru că ținutele nu sunt comparabile. De exemplu, pe tine, Andreea, vreau să te laud, tot ești aici în față, să ne revenim. În primul rând, de foarte multă vreme am avut discuția că te-ai îmbrăcat excesiv din mass market. Nu o mai faci, văd că ai izbit în sectorul designeri, cu succes. Sacoul îmi place, pantalonii îmi plac. Îmi place faptul că ai pus bocanci. Avem următoarea chestiune. Pietrele acestea pe care ți-ai lipit tip colier îmi plac foarte mult, creează un aspect pe piele. Însă, de unde ai apărut cu cureaua aia cataramă western? Trebuia să alegi o altă geantă, eu știu, chiar o geantă tip săculeț, orice fel de geantă neagră, plain, care să nu bată la ochi. Să rămână ca focusul pe colierul acela. Catarama are cristale, ok. Are în ea
toate, face parte din aceeași familie stilistică cu geanta, cu colierul sau nu. În rest, da, apariția este bună. Ne ținem cont de această cataramă. Dar atenție mare, mare, mare. Arată bine, dar hai să ne întoarcem la ce discutam mai înainte. Am o geantă cu cristale, am o curea cristale, am niște cristale la gât, am niște cristale în colțul ochilor și am un cristal plasat haotic undeva pe cărare. 5. Îți sună cunoscut? Minim 2 trebuie să dispară. Dacă ar fi să dispară minim 2 din povestea asta, care ar fi? Geanta. Cristalele de pe geantă și poate acesta. Cristalul de frântă l-a scoate și bună. Eu. Nu, tot. Credeam că te referi doar la chestia asta, interesant. Cristalul din frunte la scoate, pentru că nu are ce căuta acolo. Aici îmi fuge privirea, ba la ochii tăi, ba la cărarea din păr, ba la ochii tăi. Și deja sunt două puncte de interes la nivelul feței care nu au ce să caute. Eu personal aș scoate cureaua, dacă mă întreb. Pentru că în felul ăsta distanțez mai mult zona asta de cristale de cristalele pe care le ai la nivelul mâinii. Altfel, mi se pare că e o ținută armonioasă, mi se pare că e o ținută fresh, destul de young. Îmi plac unghiile roșii în contextul ăsta, pentru că e singurul accent de culoare. Și îmi place linia de eyeliner pe care ai trasat-o, pentru că îți deschide foarte mult fața și dă o notă de prospețime. Dar alegi ori cristal în colțul ochilor, ori cristalul din cărare, sfatul meu cel din cărare să dispară, pentru că altfel ne fug ochii așa în prea multe direcții. Aș vrea să te întrebăm și pe tine câți ochi are... Andreea. Tu aici ai făcut o moimeală care s-ar vrea plăcută ochiului. Ea, ținuta, e genul de ținută menită să atragă privirile cetățenilor, like-urile în cazul în care o postăm pe Instagram și așa mai departe. Blazerul și pantalonii. By the way, arată puțin pantalonii la cameră. Pantalonii nu au cut-ul potrivit pentru tine. Fitting-ul nu e bun în zona... șoldurilor. Produsele acestea nu au nicio legătură cu această curea neo-western. Ți s-a spus deja acest lucru. Cureaua neo-western, la rândul ei, nu are nicio legătură cu aceste cristale care trimit la ideea de patinaj artistic. Ce cată un cap de patinaj artistic cu un machiaj, o coafiură de patinaj artistic, cu niște piese care trimit către com de garson? Houston, we have a problem. A big one. 9. Of. Ți-am spus că la per total, Andreea, m-ai cucerit. Atenție mare la detalii pe viitor. Bravo, știri. Țineți lucrul sub lupă. E deja momentul în care nu ne mai uităm așa, ne uităm la... Bravo, știri. Mulțumesc, Alex. Felicitări, Andreea, vorbește și cu cei de acasă, te rog. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați văzut ce s-a întâmplat în gală. Suntem pe primul loc. Vă mulțumesc pentru toate voturile pe care mi le-ați dat. Mă bucur că am ajuns la voi, mă bucur că m-ați votat, că am ajuns la inimile voastre și sper ca și în gala de săptămână aceasta să-mi dați ocazia să scot acel cadou pentru voi din geantă și să vă mulțumesc pentru faptul că mă țineți acolo pe primul loc în voturi. Vă mulțumesc din suflet. Votați 6 la 1220 în continuare. Vă pup! Tot stau așa să mă gândesc, oare ce-o fi în sufletelul ei? Când vede ea așa o ediție concept, 2, 3, 4 ediții concept, mă tot nominalizează fetele. Oh. Ce s-o întâmpla? Unde-i buba? Ceva e acolo, Constanția. Constanția are răspunsul, Ilinca. Acum ne zice. Să mi-l ofere. Are mapă! Are mai multe răspunsuri, zice. Acum scoate discursul. Perfect, abia aștept să-l aud. Te aștept, Constanția. Am regăsit, draga mea, Constanția.
Constanția, nu știu cum sunt alții, nu știu cum ești tu, eu aș fi făcut o lucrare de licență pe acest subiect. Da. De ce mă nominalizează fetele? Lucrarea mea de licență în seara asta nu este pe nominalizările lor. Nu? Este pe lucrările mele. Fundarea în spațiul dintre funcții. Nu, chiar am venit cu o mapă. Aș vrea să-ți dai și ochelarii jos când poți, ca să da. Ne și vedem. Așa, altceva? Așa. Am venit cu o mapă pentru că mă duc la o licitație să-mi duc desenele și din banii câștigați să-i donez la o casă de animale. O să vă las mapa să vedeți dacă da. O să iau bani. Lasă-ne mapa! Lasă-ne de la tine. Bani de la licitație, la noi, mult la noi sau aici. Puțin, să știu. Sunt ale tale, tanții? Da, 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 făcute de mine, de la Bravo, facultate. Da. Tanții, să știi că de la tine acceptăm orice. Eu merg pe mâna ta, ți-am zis de mult. E mă talentată. Bucur, acolo, rămâi acolo, Constanția. Da, la... O lumânare. Mori se interpretează ca la psiholog. Cine știe unde ajungem. Astea erau ilustrațiile. Tanții să nu ferească Dumnezeu să fie lumânarea întoarsă, tanții. Tanții, tu le pui pasta la 40 de zile, ai pus gând lumileluș. Ia uite-o. Milena, ți-a întors lumânarea, Milena. Nu! Cine a votat? Cine te-a nominalizat? Milena. Arată-ne! Te arată și cu mâna. Ți-a întors lumânarea. Ai grijă, Milena. Deci vreau să spun că aceste... Are comunism. Da. Marxism pe lasă față. Lasă marxism pe față. Are intenții criminale. Vreau să spun că aceste sunt niște ilustrații pentru o temă de la facultate. Să-mi zic că tu ești marxistă. Nu, după o carte. Iar cartea se numește Și eu am trăit în comunism. Ah, și după da. Cartea aceea am făcut ilustrațiile. O da, am da, acasă da. Cartea. Termină-te, măi, că ai zis că suntem niște nepoțele. O ai acasă. Sunt foarte multe întâmplări din comunism. Fiecare povestește câte întâmplare. Ăsta e fotbalist? Un amant? Da. Cine? Messi. E Messi. Ai, e Messi. Era, mamă, ce informați toți. Mamă, deci cu întrebarea asta. Și ce are Messi cu comunismul? Nu, publicul, după ce noi tot întrebăm. Ne dăm aici, că nu știți pe Cocoșarel, nu știți pe Lagăr, nu știți pe Dracu, pe Lacu. Vedem și noi poza asta, da? Jurați. Arată da. Poza fiind. Am arătat-o. Vedem poza asta. Și eu întreb din puțul gândirii. Ăsta e un fotbalist? Ne uitam așa puțin toți. Alex zice, e Messi. Ah, deci uite că acum ne ia și pune publicul la șuturi că... Nu știți, nu cunoașteți, n-aveți referințe. Ba nu, eu știu pe Messi, tovarășul Ronaldo. Bun. Ce zic fetele despre ținută după ce am făcut analiza schițelor Constanției? Maria. Bună, Constanția. Sunt foarte puține momentele în care îmi place combinația de negru cu maro. Și acum nu-mi place. Nu-mi place nici dresul. Îmi place tocul la gheată, însă. Geanta este urățică foc. Nu-mi place nimic. Adică, pe lângă faptul... Place rochia, cum este culoarea, cromatica... Păi ți-am spus anterior că sunt foarte puține dățile în care îmi place combinația de negru cu maro și ăsta nu e un caz fericit din punctul meu de vedere. Nu te prinde bine. Nu-mi place combinația. Păi și ce ai fi făcut? Ce dres ai fi pus? Pentru că eu vedeam încălțările astea potrivite la trenci. Nu aș fi pus cu siguranță... Nu-mi place combinația de negru cu maro. Exact aici. Deci înseamnă că aș schimba o rochia... ori restul accesoriilor, detaliilor pe care le ai negre. Am înțeles. Mulțumesc, Maria. Milena. Bună, Constanția. Eu n-am nimic cu combinația pe care ai făcut-o de culori. Mi-ar fi plăcut alte cizme. Cizme nu-mi plac deloc. Le-aș fi înlocuit cu niște cizme mai lungi, ca să nu se vadă porțiunea aceea de dres. Și să aibă și un toc subțire, să fie niște cizme mult mai elegante. În rest, este un look foarte natural. Ascultăm părerea juraților despre ținuta ta, te rog, în fața lor, Constanția. Ținuta pe care o porți mă trimite direct la o asociere de cuvinte care nu-mi dă pace de ani. Zio. Parchetul Zio. De pe lângă Tribunalul București. Nu. De ce de pe lângă? Așa cred că se... Mereu m-am întrebat, copil fiind,
Cum adică parchetul de pe lângă Tribunalul București? Acum a venit rândul să zic ținuta de pe lângă concurenta Constanția și mapa de pe lângă idee. Pentru că în mapă e o idee, dar ideea de fapt este pe lângă mapă și mapa este pe lângă tine, tu ești pe lângă ținută și parchetul e pe lângă tribunal. Nu știu dacă am fost clar. Păi da, să-ți fie bine, pentru că parchetul chiar e pe lângă tribunal. Chiar e pe lângă tribunal. Eu ador combinația de maron cu negru. O să o vezi reprezentată Di Granda la belgieni, la Jill Sander, care nu-i belgiancă, la Dries Van Noten, ăla era belgian, e în continuare, dar s-a retras. Dar în niciun caz în compozițiunea aceasta, tanții. Ținuta are ceva vechi, are ceva de pe lângă tribunalul, ai ceva nouăzec. Păi și ce aș fi putut să schimb la ea sau să înlocuiesc Sara? Eu aș fi păstrat trenciul, făceam altceva cu trenciul, alegeam o rochie tot maron, dacă vrei, din tricot, eram mult mai atentă în locul tău la botine, la ciorapi, arată puțin la cameră. Efectul general e vechi. Au. Taie piciorul, botina, fermoarul botinei, botina în combinație cu mapa, a apărut un colan auriu, maniera în care ți-ai prins părul. Puteai să o duci într-o nostalgie nouăzecistă, dar execuția e de pe lângă Tribunalul București. Perioada asta a comunismului pe care ai ilustrat-o aici a rămas undeva într-un colțișor de memorie și ai reprodus o ținută de pe vremurile acelea. Pentru că trenciul ar fi foarte actual. Toată lumea e fiartă pe un Matrix Reloaded, pe un trench de piele lung. Îl folosești, separat, nu-i urât. Rochea de piele maron nu este urâtă, atențiune. Iar combinația de maron cu auriu este divinisimă. Rochea poartă cu alt tip de încălțări. Genul ăsta de ce au apărut cizmele astea? Cizmele astea sunt de om care are de mers mult de tot pe jos. Sunt ale tale, sper să nu fie. Le-am luat de la o prietenă și mi s-au părut că funcționează foarte bine cu mea. Trenciul. Prietena Mix lucrează probabil livrator la chestia asta de mâncare. Pentru că altfel nu-mi explic ce e cu încălțările astea. Deci, un anumit tip de sandaletă prețioasă, un anumit tip de pieptănătură, rochea funcționează fără discuție. Nu aș alege sandale, deci aș alege sandale cu platformă, nu aș alege sandale foarte fine. Dar în niciun caz dres, bocanc sau altceva la rochea aceasta, decât dacă bocancii sunt puțin mai austeri, nu știu, sunt anumite branduri. Separat, piesele funcționează foarte bine. Împreună, nat. Și rochia poartă cu mânuși lungi. Eu cred că ar fi funcționat combinația asta dacă rochia nu era maro. Tot fac un exercițiu de imaginație să te văd cumva în loc de maro cu o piele vișinie. Și cred că ar fi funcționat mult mai bine. Uh-huh. Culoarea părului nu funcționează cromatic asta. Ar fi funcționat un blond nisipiu, alb, o culoare în asta sau o tunsoare tip, nu știu, Berlin. Să ne gândim la... Da. Povestea de păr blond și păr negru la vârfuri, el ar fi funcționat în contextul ăsta. Dar cum ești tu acum, îmi dai puțin, iartă-mă că folosesc cuvântul ăsta, nu-mi place, dar o să-l zic, îngălat. E un aspect ușor îngălat. Părul e puțin murdărel și puțin prins neconform. Tot ce ține de outfit e puțin pus împreună. Vreau puțin mai multă ordine, puțin mai multă disciplină la povestea asta. Lucruri pe care trebuie să le ai în ADN dacă se cerăși ciocanul. Din păcate, în seara asta nu. Constanția, m-am gândit în seara aceasta. Mi-ar plăcea piesele să le port separat. Rochia este chiar sexy. Tu ești sexy. Compoziția, însă nu m-a cucerit. A fost bine? Nu. Nu, se împiedică în propria. Nu e ea. Nu e ea. Nu sunt eu. Nu este. În regulă, în regulă. Mulțumesc. N-ai zis nimic? Vorbește cu cei de acasă, Constanția. Dragii mei, în primul rând trebuie să vă mulțumesc că m-ați salvat iarăși în a patra gală cu eliminări, a patra oară propusă. Votul vostru a fost foarte important pentru mine și mulțumesc din tot sufletul că îmi sunteți alături și vreau să fiți în continuare alături. Voi pregăti ținute mult mai bune decât cea de astăzi și nu uitați să mă votați pe indicativul 9 la 1220. Mulțumesc! Acum, auzind-o pe Constanția, iertați-mă o scurtă, foarte scurtă intervenție, n-am cum să nu mă gândesc și eu la această chestiune. Pe ce? E cumva prea
moșmondită situația. Cine, mă? Cu Constanția și nominalizările. Prea o nominalizează. Asta o bolă pe ea, să-și rezolve. Vorbesc acum, lăsând la o parte gluma, prea mi se pare cusut cu ața albă faptul că de câte ori vine vorba de nominalizări, toată lumea, prima variantă e Constanția. Că clasamentul, că ținuta, că parcursul, că miau, că hau, că e prietenă cu mine, că Alina, că Beatrice, că nu știu ce. Au văzut că te superi. De-aia te nominalizează. Da, pune-și mâna și vorbește cu ele. Am mai spus chestia asta, că mi se pare lipsă de imaginație să nominalizezi după un clasament, zici, ești următoare, te nominalizezi, sau te nominalizezi doar la o gală, doar mi-ai plăcut, nu mi-ai plăcut în gala asta. Până la urmă, oricum, nominalizarea poate să fie aleatorie. Poți să mă leg de orice concurent și zic, păi te nominalizezi că știi, nu rezonăm, sau că știi, nu mi-a plăcut. Adică, oricum, comentariul este vag și nul pentru mine, nominalizările lor. Cred că am fost de motiv de explicit de fiecare dată. Dacă ai vrut să înțelegi, eu ți-am explicat. Asta depinde doar de tine, dacă ai vrut sau nu să înțelegi. M-ai nominalizat odată când ai spus că nu ți-a plăcut săptămâna mea și încă o dată m-ai nominalizat când ai spus că ți-a plăcut săptămâna mea. Ce să înțeleg? Dar atunci mi-a plăcut ținuta ta din gală. Atunci, da, mi s-a părut o ținută dezastruoasă care a fost mai apreciată decât mine și am ales să... Ținuta de la Femme Fatale. Da. O ținută dezastruoasă. Așa mi s-a părut care a fost mie. Mai apreciată decât a ta. Așa mi s-a părut mie. Constanția insistă pe un lucru total aiurea. Ea nu înțeleg de ce nu înțelege. Ei am explicat, argumentat de fiecare dată, atât în gala aceasta, cât și în restul galelor. De fiecare dată mi-am argumentat alegerea. Și nu știu, ori nu înțelege, ori nu vrea să înțeleagă, ori, nu știu, vrea să ne atace, o înțeleg, pentru că este foarte neplăcut, chiar o înțeleg și, dar cumva ar trebui să înțeleagă și ea, cel puțin nu vorbesc în numele restul, numele celorlalte concurente, vorbesc în numele meu, mi-am argumentat alegerea și mi se pare că ar fi trebuit să înțeleagă, să nu tot aducă atâta în discuție același subiect de fiecare dată. Deocamdată am auzit eu așa că dacă te uiți atent și fixezi cu privirea un anumit obiect, acesta levitează, apropo de Constanția. Test fetelor. Unde mă uit eu acum? La scaunul gol. Ce faci, Iris? Levitează. Levitează! Vai... Fetelor și dragi telespectatori, așa cum bine știți, acest sezon de Bravo Ai Stil a strâns concurente din toate colțurile țării și continuă să facă asta. De unde credeți că vine... cine vine? Următoarea concurentă. De unde credeți? Din Constanța. Din Coltău. Constanța? Coltău? Nu. Huș! Nici măcar. Oradea. Bine, am să vă zic așa, da, de unde? Galați? Cine a zis Galați? Eu. O, stați așa, colegii noștri de la cameră și de la lumini știu. Bun, vă spun atât. Galațiu e cu noi și în fața micilor ecrane, dar și din acest moment în platoul Bravo Ai Stil, pentru că porțile se deschid. Pentru cea mai nouă concurentă a sezonului 8, numele ei este Georgiana. Dragă aoleu, Georgiana, ce-am auzit? Aoleu! Aoleu! Ești foarte frumoasă, e de bine mă gândesc, Raluca, da. Ești foarte frumoasă, bine ai venit în competiția noastră, ne-ai cucerit așa cu privirea ochii tăi, au ceva strălucitor în ei și nu numai. Bună, numele meu este Georgiana Ion, am 31 de ani, eu sunt din Galați, însă locuiesc în București de câțiva ani.
În momentul de față am două joburi, lucrez ca și consultant în social media, iar în paralel lucrez la o firmă de consultanță pe fonduri europene. Sunt pasionată de viteză și de mașini sport, astfel încât, în ciuda faptului că probabil ar fi foarte cool să zic că voi investi și voi face ceva foarte, așa, ceva într-o zonă antreprenorială, vreau să-mi iau o mașină. Am venit la emisiune pentru că îmi doream o provocare, îmi doream să ies din zona de confort. Cred că am un stil clasic. Mă joc foarte mult cu piesele statement și mai introduc cândva ceva ce mai apare în tendințe și mai introduc așa în garderoba mea. Sunt foarte superstițioasă și mă gândesc că dacă povestesc un lucru și el nu se va întâmpla, o să pic prost. Nu le-am zis nimic alor mei, am vrut să fie o surpriză. Sunt convinsă că acum o să fie foarte surprinși, dar sper să se bucure că mă văd și le zic că iubesc foarte mult. Unde lucrezi? Ce facultate ai terminat? Spune-mi. Am terminat facultatea de drept și am două joburi în momentul de față. Lucrez ca și consultant pe domeniul social media și în paralel lucrez la un birou de consultanță pe fonduri europene. Oh, superb! Am eu așa informații cum că ai cochetat și cu televiziunea la un moment dat. Poate. Și că îți dorești foarte tare o carieră în televiziune, de ce nu? Și că ești deschisă tuturor oportunităților. Sigur că da. Ești conștientă că Bravo Estil este o rampă de lansare din acest punct de vedere? Da, și știu că este și o provocare. Și chiar mă gândeam zilele trecute că de obicei viața îți dă anumite experiențe să te scoată din zona de confort. Mm-hmm. Eu, în schimb, singură am vrut să mă scot din zona de confort și am venit să, mă rog, să văd ce-mi poate pielea. Sau garderoba, mă rog. De când îți dorești să participi la Bravo? De câțiva ani. De câțiva ani? Da, da. Și n-ai avut curaj, sau? N-am avut curaj, a fost ediții în care participau celebrities și acum am prins ocazia. Am înțeles. Bun, Georgiana, ce pot să spun? Îți urez mult succes în cadrul competiției noastre. Încă un lucru important, e adevărat că familia ta nu știe despre prezența ta de astăzi aici? Trebuia să fie un secret. Da, nu știe, nu i-am anunțat încă. Am avut emoții și am o superstiție, până nu se întâmplă ceva, pe bune, nu povestesc nimănui. Serios? Da. Pe bune, ce zodie e Georgiana? Fecioară. Așa și eu, la fel. Eu sunt aceea zodie. Ia uite, deja ți-ai făcut prietene, ca să zic așa. Le știi pe fete, le-ai urmărit? Da. Am frunzărit așa cât am apucat să văd. Ți-ai făcut deja o părere despre ele? Ai o opinie? Da, m-am gândit așa că s-ar putea cu unele dintre ele să mă potrivesc foarte bine. Sunt unele care mi s-au părut foarte empatice, foarte sufletiste. Și atunci cred Cine? Că Beatrice, ea mi s-a părut așa mai... Ok. Mă bucur și așa cum am văzut eu, cel puțin la prima vedere, simt că rezonez cu ea. Cumva o simt ca fiind un om bun. O să aveți timp să vă cunoașteți, să vă descoperiți unele pe celelalte. Deocamdată descoperim ținuta. A, povestea, am uitat, mulțumesc colegilor din regie. Povestea, Georgiana, unde mergi tu astăzi? De obicei, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Eu mă îndreptam către o primă întâlnire, pentru că de câteva luni sunt single, am decis să ies la o întâlnire, însă... Însă. Se discută, Raluca, niște lucruri aici. Nu ești atentă sau ești atentă? Și a ieșit la o întâlnire, dacă nu știa că e poveste sau adevărat. E adevărat? Iau. E adevărat? Iau. Uite, în caz că la mine acum să știi colegii de la... De ce te despărți? Mie zim chestia asta că mie îmi place să știu treburi de-astea. Nu știu, nepotrivire de caracter. E varianta oficială. Cât ați stat împreună? Eu sunt la tribunal. Câteva luni. Câți ani avea? De vârstă cu mine, 31. Are. Aha, bine. Și cu ce se ocupa? Eu sunt de la miliție. La fel ca și mine, consultant. Dar v-ați spus că trebuie împreună doi consultanți. Exact. S-au consultat. Până nu s-au mai consultat. Da, am considerat că nu e poezie între noi. Ia fiță un Ador! Poet. Ador! Ia un poet. Vrei poezie, vrei un viitor, vrei se... Și. Poți să zici se... Și. Putem spune că da, vreau. Vrei să câștigi Bravo Estil. Uite, am un șir lung de întrebări. Și. Am înțeles că și bani și bine și multă fericire nu se poate. Trebuie să te mai hotărăști. Hai să ne focusăm. Îmi dai lumea peste cap. Eu așa am auzit, dar n-ai de un să știi, te rog eu, Georgiana, tu să vii să contrazici orice vorbă care s-a zis în popor, în oriunde, fie de 1 și 2, cred că poți. Te duci deci, la mă îndreptam spre o primă întâlnire, însă din cauza emoțiilor în mașină mi-am uitat geanta și telefonul.
Astfel încât în momentul în care am ajuns la restaurant, l-am convins să mergem la o secție de poliție să dau o declarație, să-mi iau geanta, că am chei, să intru în casă sau rămân să dorm la el. Exact, pe poetic. Foarte interesantă povestea, bravo, Georgiana, îmi place. Dar ținuta. Andreea. Bună, Georgiana, bine ai venit între noi, printre noi, așa, legat de ținute, sincer, mie nu-mi place rochia. Îmi plac mănușile, le-aș integra în alte styling-uri, poate și sandalele, însă rochia, lanțul, nu-mi plac. Carina. Nu-mi displace rochia, dar aș fi vrut pentru o primă întâlnire să fie un pic mai scurtă. În rest, îmi plac mănușile. Nu mă mor după colier. Aș fi pus ceva probabil mai proeminent, mai mare, ca să umple zona aia goală a pieptului. În rest, ești o apariție. Ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Va fi și prima jurizare pentru tine, Georgiana. Îți simt pumnii să ai succes. Bine ai venit încă o dată în fața lor. Georgiana, bună seara și bine ai venit. Bună seara. Corectează-mă dacă greșesc. Eu te văd ca fiind o persoană foarte emotivă. Foarte. Să știi că te trădează pielea, pentru că te-ai înroșit toată pe zona decolteului și un sfat ar fi că atunci când abordezi chestii de genul ăsta, mă refer la decupaje, să le camuflezi bine de tot. Din momentul în care mi-a zis Alex că m-am înroșit, că am emoții, am devenit atât de conștientă de mine, încât mă gândeam doar la asta, ok, s-a stricat rochia, nu mai vede nimeni rochia, că eu sunt toată fiartă de emoții. Deci asta era în gândul meu, că am stricat rochia, am stricat tot aspectul. Și nu prea m-am uitat la fete dacă ele au fost ok, dacă au avut reacții pozitive, dacă au zâmbit, dacă... Dar le-am văzut ok, le-am văzut zâmbărețe. Partea de beauty este una superbă și te felicit. Ai o față frumoasă, un zâmbet încântător, un păr fermecător și, sincer, e un look care trebuie privit. Ne cunoaștem de undeva. Bună seara, bine ai venit. Bună seara. Da, am făcut un curs împreună. Deci ai fost acolo, știam eu. Da. Bine ai venit, dragă. Ne v-am găsit. Ca să conturezi și mai bine acest gen de look, ai fi putut să iei, de exemplu, ca sugestie, ca alternativă de styling, un batic din chiul transparent tot negru, pentru dramatism, așa, pur la bombuș, să-l pui pe cap, cu niște ochelari pisică, chetai, și o geantă retro cu baretă scurtă. Da. Asta ar fi conturat și mai bine această intenție ladylike care te prinde. Acest ladylike un pic nostalgic, un pic pervers. Pervers, de ce spun pervers? Pervers în sensul că el, look-ul, pare că ai avea nevoie așa de ajutor. A, mi-a căzut mănușa. A, mi s-a rupt tocul. A, aș vrea un dry martini. Da, oricând vrea ea, merg și eu cu ea, pentru că are ceva popușistic. Felul în care te-ai prezentat, rochia pe care o porți, încheieturile fine, zâmbetul, Georgiana, să știi că, în general, se obișnuiește. Am spus-o și săptămâna trecută Mariei, când a intrat în competiție, că prima intrare, prima zi, în general, se apreciază cu bravo stil, ca să nu credeți că ați venit aici și au căpcăuni ăștia nasoi la masă, etc. Și fac... Exact. Chestiunea este că, realmente, bravo stilul primești pe merit, pe ținuta pe care o porți, pentru că ești păpușistică. Mulțumesc mult! Bravo, Astir, bine ai venit! Ilinca, singura problemă cu ea, știi care e? Nu! Că m-am înroșit! Nu cu tine, dragă! Tu ești foarte bine acolo! Are un lătrău! Iar v-ați luat de are la un asta? Lătrău, începe și nu mai termină, Ilinca! Și dacă a terminat el! Orice... Eu! Dragi, da. Da. Cine vorbea? Ia uite cine oamenii când încep, și termină! Hai da, să lătrăm tot spre calificativul. Oamenii când încep, Ilinca mai și termină. Cazul noi nu termină niciodată. Noi doi niciodată. Latrăși tu cu noi. Felicitări, Georgiana. Știi care este indicativul tău? Da, îl știu. Îl știi? Acolo sunt camerele, acolo sunt telespectatorii. Mă bucur să fiu aici. Sper ca data viitoare când ne întâlnim să n-am atât de multe emoții. Indicativul meu este 8 la 1220.
Georgiana pare o fată foarte finuță, foarte drăguță. Nu știu, nu aș putea să mă leg de stilul ei vestimentar în punctul ăsta, n-aș putea să comentez nimic pentru că abia am văzut o ținută, care nu pot să zic că a fost pe placul meu neapărat. Absolut, dacă e să o luăm așa standardizat, nu m-aș îmbrăca niciodată așa. Dar aștept să văd că poate ăsta e începutul, vrea să ne arate ceva mai mult, vrea să descoperim noi. Am vrut să-i dau scaun afară. Mă rog, nu aș fi fost capabil așa mai mult în glumă, dar miroase foarte bine Georgiana și abia aștept să aștept și eu cu un miros mai uman, mai real în cadrul nostru. Nu știu, mirosea, avea un parfum frumos, mirosea fresh, cu forțe proaspete, încrezătoare. Vreau să simt și eu un pic de miros acolo de concurentă la Bravo Stil după câteva ore de filmare, glumez, doamne iartă. Și următoarea concurentă incită cetățenii și a fost în gală într-o situație în care mai mult ca sigur nu și-a dorit să fie, însă asta e competiția. Milena. Azi suntem acolo, mâine acolo, dar important este că ne revenim. Corect, Carina? Corect, te aștept. Pauză. Nu, rămâneți aici alături de noi, rămâneți alături de Carina. Bună seara, draga mea, bine ai revenit. Bine. Cum stăm cu încrederea? Energia astăzi, cu încrederea? Mai bine, să mai sperăm bine. Că va fi un început de săptămână bun. Care-i povestea ta, Carina, astăzi? Unde mergi? Ilinca, astăzi merg să mă înscriu la facultatea de teatru, pentru că vreau să mă fac actriță în viitorul apropiat. No. Ce-ți veni? Să încerc. Să încerci? Da. Da, ai veleități? Ce să am? Veleități. Adică ai talent? Înclinați? Da, înclinați, ai talent. Ai și înclinații, Carina? Să descoper. Că, adică eu întreb, că ai văzut eu am, eu întreb. Dar depinde la ce te referi. Linca e foarte simplu. Să ne recite concurenta o strofă din ceva, din ce vrea ea. O strofă, cu intonație frumos, ca la cântarea României, Florin Piersic, recit o strofă. Mă uit la cameră? Unde vrei. Unde vrei. Văl de brumă argintie, mi-am podobit grădina. Firelor de lămâiță li se uscă rădăcina. Peste crește de dumbravă, norisuri își poartă plumbul, cu podoaba argintie tremură pe câmp porumbul. Și cum de la miază noapte vine vântul fără mile, de pe vârful șurii noastre smulge în zbor câte o șindrilă. De vârful șurii noastre smulge în zbor câte o șindrilă. Nu ești mare regizatoare, dar ai potențial real, trebuie să te perfecționezi. Auzi, mi-a plăcut. În ce? În poezie, ce a recitat aici, în actorie, în ce vrei să faci? Actorie. Actorie. Eu poezie. Încerc. Acum, dacă foarte mi-a bine, să bine și dacă e important că încerci, Carina, inclusiv la styling sau în ceea ce privește stylingul, se văd încercările. Beatrice. Eu cred că nu aș fi pus pantaloni sub... sacou, pentru că ciorapul fiind destul de gros, oricum nu s-ar fi văzut nimic. N-am vrut să-i pun inițial, dar am zis ca să fie sigur că nu se vede nimica, să-i pun Înțeleg. Acolo să fie. Și îmi place, mi-mi plac și încălțările, îmi place și geanta în contextul acesta. Geanta cred că aș pune-o pe umăr. Nu neapărat în mână, cred că arată mai bine așa. Dar nu prea stă, că sacoul este mai mare și nu stă. În fine, bravo, Carina. Mi-mi place. Mulțumesc, Beatrice. Andreea. Îmi place lucrul tău, dar ceea ce nu-mi place este pălăria. Aș fi închis cămașa și mi-aș fi pus o cravată subțire sau o eșarfă. Și aș fi schimbat încălțările tot în acest gen, dar nu-mi plac în mod special acestea. Nu-mi place modelul. Nu sunt fană Carina ca și stil.
nu Carina ca și persoană. Carina mi se pare o persoană foarte drăguță și cerebrală din ce am observat eu în săptămâna aceasta. Nu am fost pus în poziția în care să o comentez acolo, însă nu a fost pe placul meu. Ascultăm jurizarea în ceea ce privește ținuta ta, Carina. Te rog, te invit în fața lor. Vezi că aici mă confrunt cu niște situații care mă agită. Teoretic îmi place combinația asta Laura Pausini de album nouăzecist, dar exista un ceva fresh. Mi-ar fi plăcut să aduci în combinație elementul fresh. Pentru a aduce elementul fresh, trebuie să înlături elementele vechi. Această pălărie de festival tip P. Doherty, că nici P. Doherty nu mai poartă săracul. Deci acum exista și ăla. Acum exista și ăla, că da, ce s-a întâmplat acolo nu vrei. Aș fi ales altă geantă, renunțam la pălărie, îmi făceam o altă coafiură, titiream ținuta, o titiream, închideam la gât, puneam un element, o fustă plisată. Lasă-mă să mă gândesc, trebuie să reflectez intens. Sigur, mulțumesc. Carina, da. Pălăria este reciclată, ai mai avut-o până acum, la, cred că ai asociat-o cu ceva de jeans. Da. Da? Da. Nu greșesc. Părul este un păr pe care l-ai mai avut. Tipul ăsta de machiaj este un tip de machiaj pe care l-ai avut și cumva te definește. Sacoul plus cămașa mie îmi dau vibes de apaca ce fac ele styling în magazinul de fabrică. Știi? Pe manechin așa în vitrinele alea comuniste, ei încearcă să vândă surplusul de stoc. Și cumva se fac așa niște mixuri acolo nefericite de cele mai multe ori și cumva îmi dai vibe de povestea aia. Nu înțeleg ce ai pe dedesubt, pentru că oricum nu se vede, deci din punctul meu de vedere putea să nu fie în partea de talie, iar zona asta de ciorap colorați e fumată, răsfumată și răsfumată, dai un accesoriu de styling interesant, dar cumva în contextul unor loafers care te taie la nivelul gleznei, nu au nici măcar acel decupaj în față care să mai lungească puțin piciorul, e o combinație nefericită. Cine ți-a îndesat oala aia în cap? Eu! Este o oală, o norocită de oală, care nu-ți făcea niciun favor. Dar eu vreau să știu discuția halucinantă dintre tine și Beatrice? Cu Beatrice vorbeai? Da. Cred. Că pantalonii îți trebuiau pe desubt să vadă ceva. Ce se putea vedea până ciorapii opaci și sacoul alung? Ce se putea vedea? Ce puteam să vedem, Carina? Te puteam vedea sexy și frumoasă, păi, cumva? Păi nu pot să spun. Păi nu se vede nimic. Și nici noi nu vedem nimic. Vedea. Era riscant. Un guler tip. Vorba lui pisică meu. Nae Lăzărescu. Jean Constantin. Prin filmele alea cu BD. Aveau tot timpul niște guleri obosite la cămăși. Cămășile albe. Deschise la gât. Tot timpul. Așa, tot așa puse peste sacou. Și gulerele n-aveau ținută. Ce este fleșcă alea acolo? Mă ucide ce face. N-ai stil. Și mie. Mă ține ceva la inimă. Dă-i să scapi. Mulțumesc. Păcat de fata asta, Ilinca. Păcat de fata și de tinerețea și de frumusețea ei, Ilinca. Până și poziționarea unei pălărite poate salva Carina, caut-o pe Taylor Swift, imagistica pentru piesa 22. Acum, din păcate, mulțumesc. Nu. Vorbește cu telespectatorii, Carina. Dragii mei, nu a fost cel mai bun început de săptămână, dar să sperăm că recuperăm pe parcurs. Până atunci, vă rog să mă votați cu indicativ 1 la 1220. Vă pup și vă îmbrățișez! Mi-a plăcut ținuta ei, mi-au plăcut dresurile foarte mult. Chiar și pălăria mi-a plăcut. Nu știu care dintre jurați a zis că nu avantajează, mie mi-a plăcut. Eu port pălărie, poate de asta. Gândindu-mă la următoarea concurentă, îmi aduc aminte de ediția Concept. A avut o ediție Concept foarte bună, cât pe ce să prindă prima poziție, cât pe ce. Dar a fost bine și cu cea de-a doua, Iris, nu-i așa? A fost bine. Hai să vedem cum începem săptămâna.
Bună seara, draga mea! Bună seara, Ilinca! Unde fugi, unde te grăbești, de ce atât de repede? Mi-e dor de Alina. Sunt în pantofiul ei, la propriu și la figurat. Și mă duc cu ea la un ceai. Dar avem grijă să nu vărsăm prea mult ceai. Să nu vărsați prea mult ceai. Spilling the tea. Aha, ok, am înțeles. Păi să traducem da, și pentru cei de acasă. Da. Am înțeles, Iris. Îți lipsește? Da, adică o să-mi lipsească, că încă nu s-a instalat așa... Dorul. Dorul, da. Tot apropo de gală, spuneai că voturile telespectatorilor da, cumva nu corespund cu ce ar trebui să fie aici. Și că abia acum, când Andreea este pe primul loc, putem da, observa ce se vede și în online. Exact. Abia acum. Ești afectat de eliminarea Alinei sau de ce? De eliminarea nu doar a Alinei. De când a început cu Jasmine, pentru mine a fost un șoc, s-a continuat tot așa. În afară de eliminarea Luizei, mi se pare că, nu știu, voturile publicului, dacă vrei, ar fi ele, nu corespund cu ce ar trebui să fie aici. Mă rog, în concordanță cu eliminările trecute, abia acum, când Andreea e pe primul loc, putem observa în clasamentul, în voturile publicului, ce se observă și în online. Abia acum cred în voturile publicului. Nici când am fost eu cea mai votată, vă zic sincer că... Aș fi fost eu. Nu. Nu. Și că nu. Beatrice, pe bune, poți să zic ceva la modul general fără să... Păi zis că nu ai fi sub în votul. Andreea este cea mai votată din primele de la începutul competiției astea. Da. Da. Și da, atunci eu de ce am fost? Nu știu. Da. Eu am primit răspunsul de ce am fost. Dacă vrei și tu, gândește-te bine. Da, vreau. Dar nu ți-l dau eu, că nici mie nu mi-l-a dat nimeni. În sfârșit, dar am zis, cred în votul public, cred că Andreea este cea mai votată, mă mir că n-a fost din prima săptămână și s-a întâmplat acolo, pentru că avem toți internet, avem toți acces la internet, putem toți să urmărim ce se întâmplă online și treaba este absolut clară, că Andreea are cea mai mult simpatizant. Nu știu, dar eu ar bea, Iris. Nu este clar ce se comentează la dar tu uiți că eu în prima săptămână am fost până și eu cea mai votată și care de ce nu se atacă? Eu vorbesc și de mine aici, am fost cea mai votată în prima săptămână și n-am crezut o secundă. Dar nu m-am atacat, ce-am întrebat? Păi, din punctul meu de vedere, dacă stai și vezi comentariile, dacă sunt 7 pozitive de Andreea, poate vezi la jumătate de unul și de tine. No, ce vrei să zic? Nu zic că primești aici ceva, dar e evident care sunt preferințele publicului, cel puțin din mediul online. Cu asta, că nu se votează, cei din online să mă mai lăsați cu mine cu asta. Păi, în primul rând, Andreea că este componenta care are cea mai multă interacțiune cu publicul. Ea se ocupă mult de asta. Și a creat foarte mult simpatizant de când a început prima ediție până acum. Păi bine să scrieți că atât de multă lume da, da, bine. Pentru că eu știu ce se petrece pe contul meu, ce mesaje primesc. Lumea îmi trimite screenshot-uri cu voturi. Și atunci... Da, îmi vine să cred. Adică nu e ceva ireal, ceva la care nu mă așteptam să se întâmple. Și pot doar să mă bucur de chestia asta. Și să mă încurajeze și mai mult. Deci tu consider că ce se întâmplă, nu știu, voturile, mă refer la voturile pe care le-a primit Andreea, sunt cumva justificate în urma a ceea ce se întâmplă în da, online? Da, cam peste tot, cam pe orice... rețea de socializare, dar ce pe se YouTube, întâmplă? Comentariile pozitive, aha, simpatiile față de ea, oamenii care probabil sar la pozele noastre, comentând dacă, nu știu, am avut o dispută sau orice discuție în contradictoriu, se intră pe profilele noastre, se comentează la pozele noastre de pe pagina Bravo Stile. Andreea, ești minunată! Deci, da, era cumva această atmosferă din online. Care acum se regăsește. Fanii Andreea mai mari decât armata. Cam așa. Și eu așteptam de mult acest moment și mă bucur că acum a venit. Da, așa e cum zice Iris. Așteptam momentul ăsta și sper ca de acum să mă mențin. Să mă mențineți. Dacă e să ne luăm conform istoricului din care voi faceți parte, tu ai fost pe primul loc, Beatrice a fost pe primul loc, Carina a fost pe primul loc. La mine n-a fost justificat. Adică? Nu a spus nimeni asta, Beatrice, doamne, poți? Odată când fac...
era o chestie care mă viza și pe mine, pentru că eu am fost cea mai votată în prima săptămână și pe Carina. Ea nu s-a atacat o secundă. Curioasă, tu ai parte de foarte mult hate, eu nu am și tu nu ai niciun drept să zici că... Dar nu, ai nu vorba de drept, real, aici Dumnezeule sau... mare, că nu... Bine. Eu am să tag de acum, Ilinca, că aparent în orice spun eu este răutășos, le bagă cuvinte. Dar susțineți opinia, susțineți opinia, că eu stau voie, nu, da. Este în dialog, nu vin aici să vorbesc singură. Am zis doar că în sfârșit mi se pare că se reflectă tot ce vedem în online de când a început această emisiune cu voturile telespectatorilor. Asta am spus eu. Dar ce te-a deranjat că... pe tine, Beatrice? Pentru că a ținut să fac această comparație ca și când abia acum voturile sunt reale și până acum când eu am fost cea mai votată, nu ar fi fost reale și nu ar fi fost cumva oglinda a social media. Da, într-adevăr, nu am atât de mulți urmăritori, dar oamenii se poate verifica asta acasă. Oamenii care comentează pe paginile Bravo I Still sunt în medie undeva la 30 de comentarii pozitive la adresa mea și una, două negative. Nu vreau să mă bag între concurente, dar vreau să traduc un pic. Iris a făcut o remarcă legată de o medie a celor care plac anumite cetățene. Referindu-se la această medie generală, a nominalizat câteva dintre cele care de-a lungul timpului au fost în topul preferințelor. Pe tine, pe Carina, pe ea însă și etc. Și a concluzionat spunând, acum reflectă cu adevărat situația celor de acasă care mult mai mulți o plac pe Andreea ca medie decât am avea noi toate, unele mai mult, altele mai puțin, adunate. Da, Beatrice? Da. Ok. Eu am avut impresia că Iris m-a comparat cu ea și cu situația ei. Ea primește într-adevăr foarte mult hate în online. Eu nu primesc, dar într-adevăr nu am numărul de urmăritori pe care l-are Andreea. Dar asta nu înseamnă că nu, publicul nu mă apreciază, pentru că dacă se urmăresc comentariile de pe paginile oficiale, Bravo este nu de pe paginile personale, acolo este foarte clar pentru oricine, se poate verifica că oamenii rezonează cu mine într-un mod pozitiv. Sunt într-adevăr și comentarii negative. Dar, nu știu, 80% sunt comentarii pozitive și 20%, poate exagerez, poate 90% și 10% negative, 90% pozitive, la asta mă refer. Chiar am văzut fără niciun sens această comparație, nu am înțeles absolut deloc de ce a simțit nevoia. Bine, ea în general simte nevoia să aibă o părere despre orice, fără sens uneori, în cazul acesta mă refer, fără sens, nu am înțeles de ce... De ce a trebuit ea să puncteze aceste lucruri care nu au niciun sens, după părerea mea? Foarte interesant că în cele 4 săptămâni, topul de când noi afișăm aceste voturi, topul s-a schimbat în permanență. Adică, da, Beatrice. Cred că asta depinde foarte mult și de cât de vizibile suntem în acea săptămână la televizor. Pentru că poate avem o săptămână în care, nu știu, avem supărările noastre, cum a fost în cazul meu. De exemplu, mi s-a părut că săptămâna care a trecut nu a fost una foarte bună pentru mine psihic și asta s-a reflectat cumva și în voturile oamenilor de acasă. Nu cred că depinde doar de asta. Nu mi se pare că minutajul de pe sticlă îți aduce voturi. Mi se pare că calitatea minutajului îți aduce voturi. Evident, dar și vizibilitatea contează foarte mult. Hai să vedem cum arată ținuta pe care o propune Iris. Constanția. Bun. Iris, mi-ar plăcea să te văd mai propusă, pentru că propui de multe ori stilul ăsta băbăistic. Este stilul tău care vii mereu, te băbăcești așa. Bun. Îmi plac ochelarii și geanta o văd potrivită, dar ți-am zis, vreau să schimb zona asta... Păi ea mi-a spus cu toată sinceritatea, Constanța, toată în ochii mei, care Ceaușasca din primele ediții. Zice, hai să mai schimbăm. S-a uitat în ochii mei și cu toată sinceritatea mi-a spus, haide Iris, să mai schimbăm, să facem și noi ceva, că tot în zona asta de babă. Cum, dar cum, mă pot supăra? Mă pot supăra pe secundă? Și nu râdeam impertinență, o chestie mi se părea efectiv comic, de multe ori... Comic că ce? Că ea de multe ori e în lumea ei, dă seama. Pentru că n-ai cum să fecuiești acea sinceritate și acel degajament de, hai Iris, să mai schimbăm și noi, că uite, iau, nu știu dacă, e pur și simplu pe momentul meu, e foarte carpe diem, Constanția, eu o ador. Da. Ok, mulțumesc, Constanția. Georgiana. Eu nu pot trece de zona chipului,
Recent am cumpărat o carte, Paulo Coelho Spioana, e despre Mata Hari. Iar chipul de pe copertă este fix chipul, deci fix părul, buzele, unul la unul. Îmi place ținuta, îmi place chipul ei, îmi place părul, cum încadrează fața, îmi place. Bun. Mulțumesc. Ascultăm jurizarea în ceea ce privește ținuta ta, Iris, te rog. Mulțumesc, Ilinca. Bună seara, Iris. Bună seara, Alex. Iris, pentru mine mi-e miroș cumva o asociere foarte directă cu tiza ta, cu Iris Apfel. Nu știu dacă imerezi. Da, pe acolo e inspirația. Da, și mă mir că nu au sunat clopoței acolo, pentru că acest lătură... Tu vrei lătură... să le zici elegant, pisico, dar sunt niște babe, deși au 20 de ani. E cea mai chic babă... O venerabilă doamnă, pentru cei care nu știu, de 101 ani, dacă vă vine să credeți, fetelor, care... Le vine să crede că erau 215, sunt contemporane de Iris Apfel, practic astea de aici. Nu le vezi câtă energie au, câtă poftă de viață. Care a făcut istorie în textile. Dragă. În textile și face parte din clasa de top a New York-ului. Din punctul meu de vedere, te-ai apropiat bine de muza ta în acest context. Nu-mi plac pantalonii pentru că sunt prea scurți, dar s-a spus deja lucrul acesta. Iar pantofii, din păcate, sunt foarte nepotriviți pentru tipul ăsta de look. Erau pantofii la care te-ai gândit inițial? Nu. Ok. Nu, voiam niște sabot. Dar asta mă mulțumește. Da. Oricum, singurul minus al acestei ținute reprezintă într-adevăr alegerea pantofilor, pentru că unul la mână sunt ponosiței. Au prins și vremuri mai bune ele, dacă nu cumva au văzut ei pantofii, dacă nu cumva au văzut. Or avea și povești de povesti, dacă le întindem cu ei la vorbă, cine știe. Deci pantofii sunt urâței. Rău. Dar nu deranjează. Pentru că avem o bogăție cromatică fantastică. Așa, am două observații. Unu, ai început să concentrezi? Ai reînceput să concentrezi pentru că lăsase și pedala rău. Nu, și doi, mi-a plăcut observația Georgianei vis-a-vis de Mata Hari. Și știu ce anume la Mata Hari. Greta Garbo în Mata Hari este fix așa cu în filmul Mata Hari este fix așa cu a fată, are fix fizionomia. Studiază situația Greta Garbo, că mi-a plăcut. Culmea, pe mine nu mă trimis neapărat la Iris Apfel, mă trimis mai degrabă la rolul pe care îl face Jane Birkin în Evil Under the Sun, la genul ăla de styling, dar eu aș fi pus aici obligatoriu espadrile bleu marin, nu altă culoare, cu platformă, cu talpă din rafie, dar cu platformă și cu nojițe, nojițe în jurul gleznei. Geanta ar fi trebuit să fie muștar ocru pentru compoziția asta cromatică. Nu obligatoriu! Nu pot să cred. Aveam una casă luată și am zis eu nu mai pun muștar pe mine cât trăiesc. Mai pun, lăsând o parte că ai tot târnosit geanta asta în platou, ea trebuia să fie în mod obligatoriu ocru. Dar, dragă, una peste alta, este un look pe care îl găsesc armonios. Bravo, ai stil. Mulțumesc, Maris. Bravo, ai stil, Iris. Iris, ai grijă, ai cui pantofii îi pui în picioare, că știi cum e cu soarta. Au, bravo! Ai grijă! Te-ai fost superstițioasă, nu spune asta, că acum... Bravo, aruncă-i! Mulțumesc! Felicitări, Iris! Mulțumesc! Vorbește cu telespectatorii. Dragii mei, sunt superstițioasă, dar nu arunc pantofii, că așa cum sunt ei, mi se dragi mie. Vă tot promit că ne vedem și am un plan bine pus la cale. Vă anunț despre ce e vorba pe social media, așa că vă rog frumos să-mi dați follow și să nu uitați să votați 4 la 1220. Vă pup! Nu mi-a plăcut absolut deloc. Mi s-a părut învechită, acele perle au susținut această prăfuire a ținutei, dar dacă este pe placul juriului, asta este tot ce contează. Pe lângă ținuta foarte bună pe care a avut-o în ediția Concept de vineri seara, Beatrice mi se pare că și-a schimbat un pic și atitudinea. Mi se pare că e foarte argumentată, extrem de elegantă în afirmațiile pe care le face și că își apără cu îndârzenie fiecare ținută. Iar ăsta trebuie să fie un punct în plus, nu? Beatrice!
Ești, Beatrice, nu sunt serioasă deloc, sunt cu sunt o tipă foarte serioasă. Sunt cu zâmbetul pe buze când te văd. Vorbește despre povestea pe care o ai. Inca zic o poveste reală, puțin așa tristă. Este ziua unei prietene foarte bune și organizează ziua la cabană. Eu fiind prinsă chiar real, cu filmările de la Bravo, nu reușesc să ajung nicicum. Așadar... A venit ea în București și mergem în oraș și după poate și petrecem puțin. Păi e și normal să sărbătorești. Dar să știi că poți să-i transmiți un mesaj. Uite, prietena ta e acolo. Spune-i la mulți ani. La mulți ani, Iulia, te vezi și scuze că nu pot să vin la ziua ta. Maria, cum arată ținuta? Bună, Beatrice. Bună. Nu-mi plac dresurile în combinația aceasta. Gentuța îmi place, e foarte simpaticică. De ce nu-ți place ciorapul? Ce ai fi pus? Simplu, probabil, sau n-aș fi pus deloc. Simplu era foarte basic, mie chiar îmi place foarte mult ciorapul acesta. Da, dar pe premiza că pun ceva mai complicat să nu fie basic, poate nu ți iese. Nu pe premiza asta am pus absolut deloc. Nu pe premiza asta am pus. Nu aș fi funcționat pe genul ăsta de dress. Am ales să punctez cu acest ciorap plasă, care este totuși un ceva, un touch în plus, dar nu este ceva foarte complex ca să tragă ținta de la centru de interes. Ascultăm jurizarea, Beatrice, hai să-i auzim în fața lor. Da, bine ai venit, Beatrice, dragă, într-o formă excepțională. Felul în care ți-a perținutele de la o vreme, felul în care zâmbești, felul în care ai început să porți haine. Știi că asta era o problemă la început. Amintești, să ne amintim perioada de tristă amintire, căști pe cap, cuiburi, la sub braț, etc. Așa. Sunt lucruri pe care le apreciez. Acum, pe sacou, dacă tu vrei să-l porți, lasă-i doar cristalele atârnate. Aș scoate eșarfa aia roșie care seamănă cu o perdea, cu faptul că te-a decorat cineva, cu vreo distincție... cu o togă, cu ce vrea ea să semene, dar nu-mi place băgăul ăla roșu de nicio culoare. Nu-mi place nici ca intervenție cromatică, deloc. Nici ca aspect așa, adică, de ce s-a târnat acolo? Erau suficiente cristale, sacoul supradimensionat pus pe piele, ciorapul de plasă, deci deja a intrat într-o zonă sexy, pieptănătura îmi place enorm. E superbă. Îmi place tot. Ce vrei să spun? Nu-mi place nimic! Ar putea să-mi placă într-un context cu totul și cu totul altul, geanta. Cizmele sunt din Sky, nu au tocul potrivit, sus sunt prea largi. Aplicațiile de pe sacou sunt foarte nereușite. Roșu cu negru oricum e greu să combini. Aici este nu că inutil, complet inutil. Și mai sunt și trei cristălașe mici pe o mânecă. Poți să adaug ceva? Că ce? Te rog. Este un sacou de la un prieten foarte vechi, designer, și chiar mi-a zis că este foarte curios ce o să zică de sacou, pentru că în cadrul facultății a terminat la OAD, sacoul acesta a fost foarte apreciat. Și eu cumva am venit cu foarte... Oricum îmi place foarte mult mie sacoul, dar am venit cu foarte mare încredere în piesa aceasta, fiind deja apreciată anterior. Ne sperie puțin nu, acest puțin, lucru. Faptul că a fost apreciat sacoul la OAD ar trebui să spună că ce... Nu, eu ziceam doar să facem o listă cu actorii români care au terminat un ATC-ul, cu scriitorii români care au terminat litere și o să vedem că cei mai buni n-au terminat ATC-ul, că cei mai mari scriitori n-au terminat litere și că cei mai mari designer n-au terminat UAD-ul. Adică asta cu a fost apreciat la UAD. Ok, voiam să zic doar că poate sacoul este făcut corect. Ok, și atunci ție ți se pare că se susține acest drapaj roșu pus pe negru cu acel... acea aplicație care le trimite cu gândul la broșele alea de după Revoluție. Știi genul de după Revoluție? Se aplicau pe sacou și aveau așa un fel de aqua atârnare. Eu înțeleg, dar având în vedere că am ales să port, evident că îmi place foarte mult, pentru că altfel nu aș fi purtat acest sacou. Nu trebuie să o iei personal și nu trebuie să te superi. Nu, mi se pare că până acum am fost foarte mult umilită în această emisiune. Și nu mai vreau să fac chestia asta. Vreau să vin aici... Umilită pentru că de eu... către cine? De către mine? Da, este opinia mea, pe care mi-a fost foarte frică să mi-o expun până acum. Nu trebuie să fie frică să expun. Inclusiv acum m-am simțit umilită când a trebuit să interveniți la discuția mea cu Iris.
A fost o discuție între noi, nu am simțit de ce a fost cazul să țineți partea. Că-i favorita, ok, nu-i nicio problemă. Dar măcar atunci când am o discuție cu ea, nu am înțeles de ce a trebuit să-i se țină partea și în contextul acesta. Teoria mea este că acum, odată cu votul publicului și și-a dat seama că, mă rog, ea este în top, și-a dat seama că cu cât este mai pe sticlă, cum a spus ea, sau mai vizibilă la televizor, cu atât este mai votată, probabil, pentru că are mai mare vizibilitate, are mai mare expunere și atunci, automat, ajunge la public mai mult. Dar poate să fie mult și prost, poate să fie mult și degeaba, poate să fie mult și bine, cantitativ, nu calitativ. Și asta mi se pare o teorie foarte proastă. Te-aș ruga să nu insinuiesc celor de acasă că am preferate și că Iris ar fi preferata mea. Sau că Juliu are preferat. Exact. Ai zis tu în asta, momentul în care am spus, în momentul în care în gala am spus că prefer, o prefer pe ea. Ilinca ne-a rugat să să alegem o concurentă dintre trei concurente. Nu, n-aș vrea să întorci, să ne pui cuvinte în gură. Nu. Erau trei concurente pe prima poziție și Ilinca, conform regulamentului, ne-a rugat să alegem pe fiecare în parte o concurentă. Înțeleg. Și am spus, trebuie să alegem o concurentă dintre cele trei, nu? Pentru poziția... Da, concurenta care se clasează pe primul loc în această ediție concept. Adică cele trei steluțe. Din dintre cele noastră. Trei. Eu i-am dat 5 lui Iris. Eu i-am dat 5 Andrei și susțin. Eu pe Andrei o susțin. Pentru eu i-am dat 5 lui Beatrice. Hai, suntem superbi! Și totuși, dragilor, aș vrea să vă consultați și să-mi spuneți un singur nume. Judecăm strict după performanța din seara asta, nu ne luăm până săptămâni. Stilistic. În seara aceasta. Din seara aceasta. Da. Dintre Andreea și merge către Andreea în cazul. Ah! Ah! Okay. We have a winner! Ok. Cine se clasează pe cea de-a doua poziție și primește cele două steluțe bonus? Dintre Iris și Beatrice. Eu am ales-o Iris. Pe Iris. Iris. Iris, s-a zis? Da, Iris. S-a zis? Bun! Este foarte ciudat cum o persoană care prezintă asemenea fracturi de logică are totuși veleități de manipulare a publicului și mi se pare o chestiune foarte gravă. Nu intenționez asta. Ba da, asta ai făcut acum. Ba nu. Ba... Și vreau să mai zic, ba da, asta ai făcut doar ceva vreau să mai zic. Execuția salopetei, overall-ul lui Iris, a fost una foarte rea. Dacă o purteam eu, acel overall, executat atât de prost, eram taxată maxim. Pentru că a purtat-o Iris, a fost totul în regulă. Mi-e pare și... foarte rău că te crezi persecutată și îmi pare foarte rău că tu crezi că noi sau că eu o ținem în brațe pe Iris și că o preferăm pe Iris și că tu nu ești preferată. Nu, ținuta pe care o place în seara, pe care o porți în seara asta, nu-mi place, am explicat nu de ce. Nu e nicio problemă. Evident că nu e nicio problemă, hello. Lăsând la o parte că nu există niciun fel de racord între această coafiură de patinaj artistic și cizmele de Melody Bar, combinate cu dress plus, adică nu există racordul. Ai încercat, nu a ieșit. Am înțeles. Nu, chiar aș vrea să înțelegi până la capăt, Beatrice. Foarte multe le-am luat constructiv. Unele, într-adevăr, le-am luat și personal. Iată că experiența și iată că discuția pe care e foarte bine că am avut-o, pentru că trebuie să ne spunem ofurile, concluzia la care tu ai ajuns îmi arată că nu ai luat-o neapărat constructiv și că ai luat-o personal pentru că te consideri umilită. Nu obișnuiesc să umilesc cetățenii. Ea precizase la un moment dat, Raluca, că trebuie să ele să vină cu contraargumente vis-a-vis de ce, ceea ce se comentează de mine, de celelalte concurente. Eu cred că ea automat rotițele s-au declanșat și a înțeles că indiferent de ce se zice, trebuie să vină cu un contraargument, indiferent dacă este plauzibil sau nu. Nu știu dacă a gândit-o înainte să o spună, să spună asta cu Moris, să nu o spună, să se gândească că poate dacă e mai vocală o să fie, sau dacă pare că crede așa mult în ținut aici și o susține, o să fie mai de apreciat, dar și-a ales complet greșit direcția în care se meargă cu treaba asta. Efectiv, a venit fără arme, a venit fără nimic, doar așa, să lupte în gol. Dar n-avea cu ce, n-avea un scop, n-avea de ce. Asocierea cu mine, ca și preferată, iar cu toate SF-urile astea, nu. În seara aceasta nu ai stil. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. La tipologia de outfit pe care tu o prezinți astăzi, eșarfa roșie nu are nicio căutare, nu are ce să caute în lucrul ăsta și dacă ai vrut în continuare să o propui către noi, ai fi putut foarte bine să o legi în jurul cocului pe care l-ai aici, să o lași pe spate, să atârne niște o eșarfă roșie lungă. Sunteți de acord cu mine? Da. Mi se pare decent, mi se pare frumos. Un lucru care nu are ce să caute pe acest sacou și nici măcar nu are ce să caute în
punct într-un context de genul ăsta sunt cristalele alea plasate pe o singură mânecă. Alea ar fi trebuit să dispară cu desăvârșire, iar accesoriul care ar fi rămas, acest lanț argintiu, ar fi funcționat perfect pentru a înfrumuseța cumva partea din fața sacolului sau a da un plus de va-va-vum. Beatrice, să știi că ajungem la o poveste care se repetă absolut în fiecare sezon. Să știi că am intuit asta în ceea ce te privește. Îmi pare foarte bine că avem discuția asta pentru că am văzut-o. E o diferență foarte mare între a-ți apăra ținutele și a fi în defensivă. Foarte mare. Și am văzut chestia asta. De câte ori o concurentă îți spunea nu-mi place geanta, tu nu luai informația asta ca atare. Unei concurente nu-i place geanta. O luai personal, ca și cum geanta aia erai tu. În fine, cumva am observat, am zis asta și la testimoniale de mai multe ori, pentru că au fost concurente la care texturile sau foarte multe lucruri împuse împreună nu funcționau și s-a trecut cu vederea. Și la mine de fiecare dată... Al tău? Nu al meu. Și la mine de fiecare dată s-a căutat nod în papură. Al nostru, probabil. Eu cred și al meu și al tău, etc. Și al dar noi ce ar trebui să facem aici? Și coerent, argumentăm destul de coerent, zic eu. Ar trebui să facem aici o medie între voi? În momentul reprezentat de Maria. În momentul ăsta, în acest platou, poate rămâne Maria. Altă întrebare? Ok, felicitări, nu am nicio problemă să plec mâine. Nu, n-am spus asta. N-a spus nimeni asta. Vorbeam de medii preferate. Vrei să ajungem la preferate? Adică dacă și în momentul în care prezentatoarea unei emisiuni roagă jurații, având în vedere că sunt trei concurente cu același punctaj, să aleagă, să departajeze și tu cu o nonșalanță incredibilă vii și le spui celor de acasă că am preferate și că avem preferate când noi trebuia asta să alegem este. Dintre trei concurente, asta mi se pare chiar tupeu și manipulare. Nu, Iris, nu asta este intenția mea. Beatrice, asta a fost intenția ta. Publicul a putut să vadă foarte clar, cred că s-a observat și de către voi care erați acasă, faptul că noi nu avem preferate. Nu am avut niciodată preferate, întotdeauna câștigătoarele au fost preferatele publicului. Când o să analizează la rece competiția după ce se va termina, veți vedea că nu a fost nimeni niciodată persecutat. Sunt sute de concurente care au trecut prin Bravo Stil. Nu cred că ați auzit vreodată, indiferent de momentul la care ele au avut orice părere în competiție, nimeni niciodată nu a spus că este altceva decât cea mai cinstită competiție din lumea asta. Cea mai cinstită competiție este Bravo Stil. Chestia asta, știi, sigur că ne apasă. Poate și tonul meu, care uneori e mai direct, sunt o persoană, nu știu, mai vulcanică, sunt o persoană mai... Dar așa sunt, asta nu înseamnă că am ceva cu tine, Beatrice, sau că am ceva cu una dintre voi, am spus și Alinei chestia asta și o să o spun de fiecare dată. Asta este maniera mea de a expune anumite lucruri. Mulțumesc. Eu n-am dat calificativ, deci Monica a dat calificativ, totodată Alex, iubirea mea. Bine, și atunci cine să dă... Hai, Raluca. Am spus că nu-mi place drapajul, am zis toată despre el, am zis toată grămadă. Aspectul general ținutei însă îmi place. Bravo, Stil. Mulțumesc mult. Și vreau geantă. Să-mi zici de unde e. Dacă în alte situații am trecut repede peste niște pantofi nefericiți sau peste un detaliu care nu ni s-a părut interesant, o să trec și astăzi peste povestea asta cu cristalele pe mânecă și îți dau Bravo, Stil. Mulțumesc foarte mult. Vorbește și cu cei de acasă, Beatrice. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea. Reușesc foarte rar să îmi fac timp chiar să vă mulțumesc, mă refer acasă și în online. Dar eu vă mulțumesc aici și sper să mă votați în continuare cu indicativ 7 la 1, 2, 2, 0 și de 7 ori, pentru că poate așa funcționează mai bine. You're giving me wind and rain. Some kind of butterfly. Baby, you get me feeling lighter. Susțineți-vă concurenta preferată în fiecare zi de câte ori doriți, trimițând SMS la 1220, doar cu indicativul acesteia, exact așa cum apare în acest moment pe ecran. Costul unui vot valid este de 1,25 de euro TVA inclus, serviciu disponibil în rețelele Orange, Vodafone, Telecom Mobil și Digimobil, excepție făcând utilizatorii prepay ai Orange România SA, pentru care tariful aplicabil este de 1,23 de euro TVA inclus. Ei bine, pentru ea ediția Concept de vineri seara nu a fost una foarte reușită, noroc cu imunitatea. Diana, la tine mă refer. Astăzi te văd proaspătă, te văd cu energie, te văd mai bine. Da, sunt puțin mai bine. Doamne ajută să începem săptămâna cu bine. Te aștept, Diana.
but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Bună seara, dragă mea, Diana! O piesă în sfârșit. În sfârșit o piesă, Ilinca. Mai ascultăm din când în când, exact. Și muzică. Și muzica și concurența. Două piese. Unde mă duci tu astăzi? Ilinca, merg la un curs de dans. Dar nu orice curs. Știi la cine vreau să merg? Nu. La Carina. Mi-a plăcut mult dansul ei, acel așa, cu umerii pe spate, pe față. Nu mai știu exact cum venea. Dacă poate să vină aici să ne arate, să învățăm împreună, în direct. Sunt de acord, poate și cei de acasă. Dacă dorește. Păi, dar n-are același efect, că n-am rochia respectivă. Da. Și m-a ajutat mult, cea cu prințul. Da. Eu mă tot gândeam unde ai fost dansatoare, Carina. Da. Dar numai din mâini. A, și te duci să înveți... Și mă duc și eu să învăț, da, ceva nou, o mișcare nouă. Ia uite, Diana, poți să te duci în altă parte, că deja ai învățat. Simplu. Simplu. Ia uite ce ușor a fost. Cum arată ținuta pe care o propune Diana? Milena? Mi se pare cumva că pălăriuța ta mă duce la culegătorii de orez din Taiwan, Vietnam, din China, de oriunde, dar nu mi se pare că mă duce cu, adică nu mi se pare că mă transpune în povestea pe care ai spus-o. Cred că decât topul îmi place. Îmi place doar topul sau nu îmi place decât topul? Îmi place doar topul. Așa, mă. Să vedem ce spun jurații, draga mea Diana, despre ținută, te rog. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Bună seara, Diana! Bună seara. Este a treia oară în show, deja le număr în cazul tău, în care părul îți stă bine. Una peste alta, mi se pare că astăzi, cromatic vorbind, textural vorbind, lucrurile stau mult mai bine pentru tine decât în trecut. Te flatează tonalitatea asta macrameului pe care îl porți. Sunt curios doar dacă aia este real o fustă sau este o vestă. Este o vestă. O vestă pentru că văd decupajele și... mari de pe laterale care nu te flatează. Dar am trecut astăzi peste multe cu... Am vrut să o prind, dar mi-a plăcut mai mult cum se vede așa desfăcută. Da, drăguță, ești Diana. Este a treia oară, cred că te văd îmbrăcată în nuanțele astea de bej. Și când ai intrat în competiție, e tot în nuanțele astea de bej. Te flatează, îți vin bine. Îmi place pălăria, sandalele n-au nicio legătură, nicio legătură. În primul rând le-ai strâns, de ți s-au umflat venele pe picioare. Le văd de aici, venele pulsează. Exact. Astea sunt venele tale. E deja gri zona aia picioarelui. Mamă, sandalele, halul ăla, exact, ai picioarele gri. Pentru că mi-au picat și când făceam repetiții, le aveam ușor lărguțe și mi-au picat. Să știi că nici nu trebuia să le X-ezi așa până sus, n-are nicio legătură. Genul ăsta de sandală cu tipul ăsta de X-uri, care urcă pe picioare, n-au nicio legătură cu mileul ăsta. Aș purta pantalonii scurți ca atare, un sabot cu o talpă foarte înaltă, pălăria aș lăsa-o, dar oricum ești reușitică astăzi, ia și brava stil, du-te cu Dumnezeu că ești drăguță. Ai ceva de faleză. Faleză. Lulu de la falez. Ai reușit să conturezi un look care are ceva, băi, care trimite în multe direcții. Să sparge un frape. Ador și tu ai nevoie de ajutor. Ah, s-a spart frapeul. Bravo, ai stil. Mulțumesc. Mulțumesc. Bravo, ai stil, Diana. Mulțumesc din suflet. Vorbește și cu cei de acasă, Diana, și felicitări. Mulțumesc. Am început săptămâna atât de bine, am avut din nou mari emoții înainte să vin aici în fața juraților, dar se pare că totul a fost bine și vă mulțumesc și vouă foarte, foarte mult pentru voturile voastre, pentru comentariile frumoase și pentru fiecare poză la care mi-aduceți acolo un comentariu care mă face să mă simt bine. Mulțumesc din suflet și nu uitați să mă votați în continuare cu indicativ 11 la 1220. Vă mulțumesc și vă iubesc! To be educated, but I'm so frustrated.
place. Nu e fan accesorii, nu cred că știe să le utilizeze în punctul ăsta și să le combine neapărat exact cum ar trebui. Are câteva referințe destul de bune, știe să-și pună în valoare trăsăturile feței, ceea ce e de apreciat și ar trebui să știm toate, dar pe partea de stil, la fel, în punctul ăsta, da, mă consider cea mai bună, n-am ce să zic. Bravo, iStyle este o emisiune înregistrată, așa că toate voturile pe care voi le oferiți telespectatorilor, noi le luăm în considerare la momentul înregistrării ediției eliminatorii. Vă mulțumesc și vă invit să consultați regulamentul pe www.canaldedoi.ro. Draga mea Milena, ai făcut ce ai făcut, ți-ai revenit tu, mi se pare. Ai avut așa, poate o perioadă mai încărcată, poate oboseală, așa a spus cuvântul, dar astăzi te văd cu zâmbetul pe buze și asta e tot ce contează. Te aștept! Milena, îmi place vibe-ul, asta e important, draga mea. Ce faci astăzi? Unde mă duci? Astăzi mă duc să achiziționez o podgorie de vin, pentru că... Pentru că ai bani, practic. Gala trecută m-a inspirat și vreau să devin regina vinului în România. Bine, Milena, vino aici lângă mine. Și cred că în România nu are nimeni titlul, așa că mi-l revendic eu. Îmi place! Are România, are. Are cineva, dar are. Bine, lucrurile se pot schimba. Mai multe. Maria? Nu-mi place ce se întâmplă în zona gâtului, faptul că ai gulerașul ăsta care nu are niciun pic de structură, de la cămașă, după care gulerul de la sacou, de la jachetă, prea multe printuri. Mie mi-a plăcut. Da, eu le consider că le-am pus corect. Singurul aspect cu care cred că ai putea face chestii interesante, doar cu fusta, altceva în partea de sus. Ascultăm ce au de spus jurații despre întreg outfitul pe care l-ai conturat. Mirelnea, te invit în fața lor. Ai ținut cont aici de o singură chestiune, în primul și în primul rând, Milena, de cromatica ținutei, pentru că altfel nu-mi place deloc mixul dintre piese. Eu nu găsesc nicio legătură între cizme și această coafiură pe care tu o ai. Nu știu, ai reușit cumva să vulgarizezi ținuta, nu știu prin ce, prin cum ți-ai făcut părul, cred. Doar prin pieptănătură, atât. Prin pieptănătură, da. Doar prin pieptănătură, singurul lucru și care nu, a stricat. Și nu găsesc că ele pot fi aduse împreună, respectiv cămașa, fusta, cizmele și geanta. Dacă ar fi să duc, practic, lucrul ăsta într-o selecție de cartonașe de Pantone, știi ce e Pantone? Să încerc să-l descifrez cumva, să ajung cumva cu el la o dezvăluire de gamă cromatică, să știi că aș avea foarte multe nuanțe pe care trebuie să le am aici. Lucru care deja mi-ar trezi un semnal de alarmă big time. Canișul ăla din cap ar fi putut fi interesant într-un context în care gândeai lucrurile în așa fel încât să funcționeze, nu știu, te duceai într-un pack bandy, te duceai în ceva care e cunoscut pentru printul de animal, dar cumva o coană în asta de apartament, mă duceai în ceva care să rezoneze, știi? Altfel nu funcționează. Mie fusta și cu, cămașa... Nu că îmi plac, însă mă agită, mă provoacă psihic și nervos. Pentru că aș vrea să le port, să le integrez într-un styling, să fac ceva cu ele, niciun caz, și ai făcut tu. Eu fusta și cu cămașa le văd împreună. Acum, cizmele cu geanta sunt ok, aceea este o jachetă de piele întoarsă care este civilizată, însă le calmează. Cămașa și cu fusta sunt menite să fie loud. Tot overall, pentru ce ai făcut astăzi, însă, Milena,
este ceva, nu, o propunere pe care n-am mai văzut până acum la tine. Bravo, ai stil. Mulțumesc mult de tot. Și du-te acasă. Vreau eu cizma astea, alea două de pe tine. Nu știu unde le-ai cumpărat, să-mi zici. Da. Îți mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult. Dragii mei, dacă vreți să beți din licoarea lui Bacchus alături de mine și vreți să-mi susțineți campania de a vă încânta cu vin, votați-mă la 5 la 1220. Fetelor, vă felicit pentru ediția din această seară. Am resetat tabelul clasamentul steluțelor. Haideți să vedem ce ați făcut în prima zi din săptămână. Oho, stăm bine, bine. Diana, Georgiana, Iris, Maria, pe prima poziție, 3 steluțe, 2 steluțe, Andreea, Beatrice, Milena, Constanția și Carina, din păcate, nici o steluță în ediția de astăzi. Ne vedem mâine. La aceeași oră vă vreau cu zâmbetul pe buze și cu energia sus. Vă mulțumesc tare mult și vouă, dar și vouă celor de acasă. Ne revedem mâine la aceeași oră, tot aici, pe Canal de 2. Suntem și pe Facebook și pe Instagram și pe TikTok. Suntem peste tot și în inimile voastre. Seară bună!